genericul frăția inelelor. Pot să zic? Te rog. Teo Trandafir vă prezintă o bună prietenă și colegă de inel, ăsta, și colegă de platou, ăsta, și colegă de ce vream mușchiul nostru, și anume Cătălina Grama Jojo. Cât ești de frumoasă! Bine ai venit, frăția inelelor! Da, frăția inelelor. Noi să ne bucurăm! Cine noroc, sănătate! Fii tu, Liv Tyler! Fii tu, da, sunt eu, Liv Tyler. Facem așa. Că sunt mai... Stai, că nu e așa. V-a luat cu inelul așa. Ai dreptate. Voi cu frăția și eu stăpânul inelelor, nimic? Da. Păi cum adică? Să luăm la întrebări. Trebuie o barbă. Da, o mai mult dată. Are și o barbă mare și uite așa o pieptănă. Stimați spectatori, Cătălina a fost plecată în vacanță. Da. Cu cine? Păi cu cine puteam să fiu plecată? Raportul. Cu partenerul meu. Da. Jumătatea mea de viață. Da. Jumătatea mea în toate. Da. Paul Ipate, uite că bravo. Și eu, jumătatea mea în toate, toate este Paul. Chiar Paul Ipate. Și cu? Atât? Doar și cu Achimosu. Da, Zora? Și cu Achimosu. Pe Zora am lăsat-o acasă. Pentru că am zis să-i oferim lui Achim o vacanță numai pentru el. Numai lui era și vacanța lui de primăvară. A coincis treaba. Și am zis, domne, tot e așa, e mai greu să te adaptezi. Dar unde ați fost? Vreo Thailandă? Nu, am fost în Spania. Asta e, hai să vedem și noi cum e în Spania. Și mama ce ne-a adus de acolo. Pentru că în Kuala Lumpur ne-am plictisit. Hola, suntem în Spania. Oi, hola. Asta de știu, nu mai hola m-ai învățat. Mai învață-mă ceva, ia repede. Hola. E hola m-ai învățat, azi. Hasta luego. Asta înseamnă la revedere. Jojo și Paul Ipate nu au vizitat Spania pentru a învăța limba, ci pentru a explora toate zonele frumoase de acolo, însă, odată cu primul popas, au apărut și primele probleme. Mergem la șerpișori? Nu! Acolo mergi singur. Să nu văd șerpi în jurul meu. Că știți ce fac. Zbor. Direct. Acolo sunt. Eu stau la distanță. Nu mă duc eu să văd așa ceva niciodată în viața mea. Doamne, ce bine că am văzut la timp. Ce bine că am văzut la timp. Dacă intram acolo, muream. Așa la început de vacanță. Doamne, fără preaviz, așa să intru la șerpi. Cred că nebuneam. Mă nebuneam 100%. Ce să mă apropii, că nu mă apropii de așa. Dacă șerpii nu i-au plăcut, Jojo a încercat să se împrietenească cu alte viețuitoare, însă nu prea a reușit. Nu, nu vrei? Eu sunt Cătălina. Vin din România. Cum te cheamă? Un panito. El e Paul. Nu știi românesc. El știe Paul Ipadă. Nu știi Paul Ipadă. De tine face mai puține câte vrei. Nu fii supărat. Prieteni? Nu vrei să fim prieteni? Știi, uite. Paul Ipate n-a ratat niciun moment să-și surprindă soția. Eu atâta zic. Dedicație specială pentru cea mai frumoasă femeie din lume, Angelina Jolie. Lasă-mă din gură. Nu, mi-ai stricat declarația de dragoste. Dă înapoi. Deci, duc la doi. Această următoare melodie este pentru iubita mea, cea mai frumoasă femeie din lume, pe care o iubesc și o admir nespus. Ia uzi, ce frumos! Ce să fie? Ce să fie? Coco Jumbo! România, mâinile sus! Voi și tot de superb. Ce faceți, doamnă? Bine! Mai puteți? Da! Da? Da! Zic cum se numește cetatea asta unde stai.
Santa Barbara. Ia uite, domnule, că ai știut. E un castel. Castel? Da. Castel cetate, sigur. Păi eu m-am informat înainte. Da? Te-ai informat înainte să venim aici? Da, normal. Ha? Da. În legătură cu ce? Păi am venit în Spania. Locația Alicante, ca să fiu mai exact, da? Da. Și de acum încolo suntem aici. Totul bine. Totul bine. Pentru că vorbim de vacanță, Jojo, împreună cu Paul și micuțul Achim, au luat la pas toate locurile din Alicante. Am ajuns la Elche și momentan ne plimbăm prin Palmeral. Este un parc superb, unde se regăsesc peste 200.000 de palmieri. Cum a zis Achim, 200.000 de catrăjani de milioane, 997 de milioane de palmieri. Da, e foarte frumos. Oricum, în zona aceasta este abundență de palmieri, nu numai în parc, ci peste tot. Toate străzile sunt decorate cu palmieri, cam cum ar fi la noi corcodușii. Da, corcodușii noștri sunt palmierii lor. Mamă, ce mi-ar plăcea să am grădina plină de corcoduși din ăștia, cu frunze late, așa. Am ajuns și la grădina botanică. Din ce am văzut pe internet, este magnifică. Nu puteam pleca din Elche fără să vedem toate plantele de aici. Palmera petate. Măcar un palmier pitic putem să luăm și noi acasă, înapoi. Ce te-ai uitat la el? Păi m-am uitat să văd dacă intră. Achim, hai! Ai văzut când te-am adus? Eu nu am. Îți spun sincer, n-am fost în nicio grădină zoologică până acum. E botanică. Botanică. Așa, multe animale, cactuși, da. Palmieri. Deci eu nu am mai fost până acum. Mi s-a părut tot timpul că să nu ne prăvălim în apă. Mi s-a părut că e lame să mergem. Ce înseamnă lame? Lame, adică așa. Lame? Lame, da. Mare șmechere, unde mergem? În grădina botanică. A, nu, haide, frate, super frumos. Frumos. Bă, frate, da, vorbești, uitați-vă. Serios. Uitați-vă puțin. Dă bogăție. Arată-le invers, că pe tine te știu, Paul. Păi dacă eu fac parte din grădina botanică. Da, da, acum e cea mai frumoasă plantă de aici. Arată-le invers, uite, urmează pe reate. O proiecție în viitor, pentru că familia și-a pus ceasul să sune cu 12 ore mai harcana. Rog, o parte a familiei, adică eu mi-am asumat că sunt vinovată. Eu m-am gândit că Paul vrea să preia o parte, știi? Da, nu, n-a vrut să preia nimic. Cel mai drăguț a fost Achim dimineața, când mi-a seama, trebuia să ajungem, nu mai știu la cât, în aeroport, la 5 sau mai devreme. Dimineața. Și m-am dus și de obicei sunt așa, Achim, bună dimineața, am fost. Achim, te implor, te rog frumos, în 5 minute trebuie să ieșim pe ușă și era Achim dezorientat. Am uitat să pun ceasul să sune. Bine, mami, și l-am îmbrăcat, l-am luat așa pe sus, a fost foarte cuminte. Bravo, Achim. Dacă te minunat, uiți acum, da, minunat și foarte... ce curajos. Datorită lui Achim am ajuns noi în vacanță. E un bărbat curajos. Pentru că altcineva ar fi zis nu sau ar fi plâns, da. Dar Achim nu. Achim nu, nu, și râdea în mașină, spunea puțin. Nu pot să cred că ai pus ceasul. Acum știi cum e la partea asta când mă tachinează el pe mine. Ce drăguț, Achim. Ce vârstă avem exact? 7 ani împlinește, pe 10 iunie frumos. Pe 10 iunie? Da, da. Achim, gemeni amândoi. Da, 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 gemeni, gemeni rock. Rock. Așa. Cât despre vacanță? Ați vizitat locuri, a fost totul bine, n-ați mâncat nimic ce nu era în regulă? Eu n-am mâncat aproape nimic ce nu era în regulă, da. Porque acum sunt soi la un regim de ăsta foarte revoluționar, nu știu cum, nu vorbesc spaniolă. Nicio. Deci n-am nicio treabă, ca să nu vă speriați. Eres îngrijorata? Nu chiar, dar am zis, domne, se apropie vara totuși. Și trebuie așa, nu știu, când trec cu pe lângă oameni și nu mai mănânci. Nimic? Nu mai ales după paella aia din... Da, 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 din Spania. Prima oară a fost? Da, a fost prima oară, numai că am mâncat duminica. Duminica am voie să mănânc ce vreau eu și în rest mănânc... Dar cum e paella lor față de a noastră? Păi care a noastră? Adică ce? Adică unde te duci la restaurant și zici că vrei pilaf face, da, cu pilaf cu legume și cu... Da. E mai bună a lor?
E puțin altfel. Nu știu, în primul rând că ei, noi când gătim pilaful, nu știu, cel puțin fierbem la mine în familie și fierbem o cantitate așa pe înălțime mai mare. La ei, pe aia se face niște vase speciale, din ce am văzut eu, încă nu m-am specializat chiar așa, vara lui Paul e specialistă. Are un vas foarte mare așa, dar foarte puțin înalt, pe care îl bag într-un cuptor special și a făcut paella cu fructe de mare și era foarte puțin așa în altă rezultă. Era puțin deci crispy. Pentru paella trebuie să-ți cumperi și tigaie și cuptor. De toate. Da. Poți să faci și în cuptor normal, dar îi place ei să gătească foarte mult, face și prăjituri, e foarte talentată Claudia, da? Deci e limpede că noi nu trebuie să trecem pe la ea în următoarele săptămâni. Dar spune-mi, ce regim ții? Un regim proteic, așa se numește, și practic în fiecare zi mănânc numai proteine și legume, fără pic de carbohidrați. Și duminica mănânc ce vreau eu, respectiv înghețată. Mi-a plăcut, stai să zic, mi-a plăcut foarte mult. M-am îmbolnăvit la un moment dat, am făcut o faringită. De când țin acest regim, după ce ne-am întors din Spania, am făcut o faringită, o formă oribilă, oribilă. Nu puteam să vorbesc, nu puteam să gândesc. Și la un moment dat am chemat salvarea, pe cuvântul meu. Nu mai puteam, durerea de gât era așa de mare, nu reacționa nici la analgezice, nici la absolut nimic. Și a fost foarte drăguță doamna de la salvare. Ce ați făcut? Mâncați înghețată, doamnă. Zic, ce să fac? N-am făcut nimic. Și așa, dintr-o întrebare în alta, zice, dar ce ați mâncat ieri? Zic, doamna, pe ieri a fost duminică. Păi ce ați mâncat? 4 înghețate! Păi ce să fac? Îți dai seama, după ce nu mâncase mult... Și n-a leșinat doamna de la salvare? Nu, dar a zis, dar cum adică 4 înghețate? Zic, numai duminică am voie să mănânc înghețată. Păi te-am o mămică, am o prietenă foarte bună, care tot așa, care i s-a făcut rău, și zice, o fi de la prăjiturile alea, nu le zic numele, și zic, păi cât ai mâncat? La care, două baxuri! Oh my God! M-a luat, da. Bun. De alea patru înghețate nu le-am mâncat odată. Le-am mâncat așa. Una dimineață, două la prânz și una seara. Da, două vafe și mă rog, ce bune au fost. Nu știu, că acum îmi vine să mănânc înghețată non-stop, nu știu de ce. Dar n-ai voie până duminică. Nu, n-am voie. Las că de mâine te apuci și tu. Da. Deci o să vezi ce, mă suni. Da. Duminica... Nimeni din familia noastră nu întreabă despre Zora. Tocmai a plecat o frumusețe din platou și acum am trădat fetele mici. Da, nu le-am trădat, Zori e foarte bine. S-a adaptat la grădi, acum nu mai merge la creșă. I-a luat așa o săptămână, dar îi place foarte tare. A început să vorbească din ce în ce mai mult. Ce zice? Cel mai nou zice Pau. În loc de tati, spune tati, mami, papa, mă rog, foarte multe. Dar l-am strigat eu de 1 mai, eram la un picnic și l-am strigat pe tati. Strigam după el, era la distanță, aveam nevoie de ceva. Paul! Și a început și a într-o dată. Pau! E așa de drăguță și a început să-i spună Pau. Mor că nu văd, îți dai seama că eu nu pot să mă uit în același timp și la televizor, nu pot să văd poze și nu pot să văd nimic. Eu mă uit la tine că ești foarte frumoasă, dar nu pot să mă uit în același timp și la televizor și mă frustrează. Dar văd imagini din vacanță. Tot felul de imagini frumoase. Uite, am fost și în Spania, colega, stăteam pe o crăcuță. Da. Asta era un papagal care nu prea era de acord cu domnul Ipate. Să urmăriți vlogul întreg pe YouTube. Mami și tati de la A la Z se numește. Și o să vină și vlogul nou, pentru că de ziua mea am fost în Veneția. Wow, ce frumusețe! Da. Lama aia, e adevărat că scuipă? Eu așa am auzit. Și eu la fel. Papagalul, nu m-a scuipat. Pe tine nu te-a scuipat, dar am înțeles și eu la fel. Papagalul pe care l-am văzut spune că nu a fost de acord cu domnul Ipate, înseamnă că ce a făcut ca să-și exprime dezacordul? Aveam o conversație cu el, m-am prezentat, am zis, bună, sunt Cătălina, nimic, a vrut să mă... ucidă, cred, nu știu ce a vrut să facă. Să scoată un ochi. Și a zis, ele, Paul Ipate, a auzit de el și a reacționat mai. Și a zis, uite, pe tine te place mai puțin. Chiar mai puțin. Da. Îți mulțumim mult de tot pentru tot. Da. Pentru faptul trebuie că ne-ai arătat vacanța ta. Vă spun atât, că să urmăriți pe blog, că o să urmeze imagini și mai frumoase din Spania, pe www.catalinagrama.com. Iar ție să spun un lucru despre care n-am apucat să vorbesc cu colega de la partea de documentare, și anume că voi face un film. Și acum la sfârșit? Și acum am aflat. Ești trebuie prima să mai vii odată, te rog, trebuie să mai vii odată. Un film, o comedie foarte drăguță, cu Alin Pan, cu Sandu Pop, cu Cosmin Sele și cu Alexa Tofan în regia Cameliei Popa. Acum o să plecăm la final de mai în Apuseni, o să iasă o comedie bestia la dacă să veniți la premieră. Abia aștept. Și am un rol principal, ce bate n-ai văzut. Te așteptăm să ne povestești. Între timp a venit o telegramă,